Am depus foarte multe eforturi în ultimele 7 ani pentru a ajuta atât pe pedagogi cât și pe copii ca să însușească limba română. Nu este adevărat, ci este o legendă urbană ce se zice la București că noi nu vrem să învățăm limba română, că suntem împotrivă și chiar părinții n-ar lăsa pe copii să învețe limba română. Nu este adevărat. 98% din populația maghiară din județul Harghita este pro pentru a învăța copiii limba română, să însușească, pentru că după terminarea liceului, școlii, șansele lor sunt foarte limitate, atât la angajări, cât și la studii superioare. Și noi credem că nu trebuie să fim cetățeni de rang 2 în această țară, ci trebuie să primim ce ne oferă Constituția, așadar, prin educație, prin Ministerul Educației, prin învățământ, sistemul de învățământ, trebuie să venim în ajutorul copiilor și pentru acest proces noi, Consiliul Județean Harghita, am depus foarte multe eforturi, am finanțat multe proiecte, multe manuale, multe tipuri de activități, schimb de experiențe, foarte, foarte multe proiecte, dar se vede că trebuie o implicare mai mare din partea decidenților de la București și așteptăm măsuri concrete. Mă bucur că aici, în județul Harghita și la nivelul Consiliului Județean, unde am avut o întâlnire și cu domnul președinte, cu domnul inspector școlar general, respectiv cu primar din comunitățile din județul Harghita, am constatat că este o preocupare foarte intensă în ceea ce privește școlile, ceea ce privește învățământul. Și una din cele mai mari probleme pe care s-a pus accent în cadrul acestor discuții a fost sau este predarea limbii române la școlile cu predare în limba maghiară. Această problemă este o problemă reală, foarte mare, majoră a comunității maghiare și din județul Harghita, dar nu numai, pe care, pe lângă inițiativele locale, care sunt destul de multe la nivelul județului Harghita, încercăm să implementăm și alte inițiative la nivel național. Și în acest sens ne gândim la un proiect pentru îmbunătățirea predării, eficientizarea predării limbii române în școlile cu predare în limba maghiară. În acest sens am constituit un grup de lucru în cadrul căruia avem experți, profesori din învățământul preuniversitar și din universitar și lucrăm pentru a creiona un proiect în acest sens.